Acum am plăcerea să stau de vorbă cu un participant la ediția 2022 a Colombodromului, domnul Ștefan. Este vorba despre domnul Victor Pământ, tot din Ucraina, da? Din Ucraina, da. De acolo, relativ apropiat, am înțeles că locuiești în apropierea lui Ștefan. Da, suntem în zona de 10 km. Și ai și porumbe aici, Victor, nu? Am. De când a început din Ștefan Colombodromul, da. În toți anii am participat. La câta ediție? Acum a treia ediție. A treia ediție, a treia an face Colombodrom și a treia ediție. Bravo ție. Câți porumbe mai în finală? În finală a mei sunt 2. Din câți? Câți ai adus? Am adus 6. O echipă, nu? A avut accident și a murit până în etape și 2 au ajuns la final. Am mai unul de la mine pe cumnatul și un prieten are tot din porumbei care tot e aici. Bravo! Ar fi 4. Bravo ție, e bine. Înseamnă că ai pentru ce să tremuri acum, nu? E un pic. Plus că am înțeles de la Ștefan că premiază primele 80 de locuri. În final înseamnă că șansele sunt mari. Ar fi șanse, da. Nu? Zbor de mulți ani pe Colombodrome? Victor? Am zburat mai devreme un pic, prin 2014-15 am zburat la Fauna Urheilu, dar tot porumbei de la mine a zburat altcineva. Și acum... Cum s-au mișcat acolo? S-au mișcat bine? Bine, la final, la atunci, în anul ăla, am avut locul 18. Da. Bine, bravo, frumos! Câțiva ani nu am zburat, că am fost pe la muncă, pe la... Și nu am și acum te-ai apucat de ei, nu? Zbor și acasă, în campionat? Acasă acum. Nu mai e. Nu se mai zboară. Nu are cine avea grijă de porumbei mei. Matca și am avut-o, i-am dat lui tata, lui cumnatul și lui prietenul ăsta din care vorbesc de el. Și acasă nu mai am nimic. S-au reîntors câțiva, sunt vreo 5 porumbei care singur, se hrănesc singur. Pleacă la câmp sărace, da, probabil. Nu mai are cine. Suntem cu toții aici. În România? Da, suntem. Dacă o să te reîntorci, o să te apuci ca lumea de aici, este? Da. Plus că o să pleci cu un microb aici din România. Microbul din România l-am de mult. Cu prieteni noi pe aici? Cred că prin nordul Moldovei ai o grămadă de prieteni, nu? În nordul Moldovei mai puțin. Pe aici mai am mai mulți. Bravo. Ai cunoscut mulți? Da. Pe aici băieți, nu? Super. Am fost și la campioni mari. Am mai vizitat. Ce crezi că trebuie vizitat pe aici prin România, Victor? Cu Nea Ștefan am vizitat pe Oprea Florentin. Da. Cosmin Olteanu. Ai fost. Marian Stan. Ai fost. Acum de când singur l-am vizitat și pe Neanicu. Ai fost la Burzicen, da? Da, de la Burzicen. Super. Ai fost și la Neanicu acolo? Da. De porumbei și de... Și vedea și am asistat cu Neanicu și la etapa de la Tartulas. Ai fost acolo când au venit porumbei? Da, da. Super. Cred că am ajuns când erau primii 3, acum erau. Erau sosiți deja, da, nu? Da. Super. Eram la muncă când am auzit că vin și am lăsat munca și am plecat. Și aici, Colombodromul domnului Ștefan, e greu cu 550 de kilometri, anul ăsta în final. Am înțeles că anul trecut a avut finala la 650, cred că, nu? 630 sau 600. Greu pentru un pui, nu ți se pare? O distanță măricică. Da, mi se pare că e cam mare, dar totuși arată timpul că porumbeii pot face față. Și pregătirea, am văzut că îi pregătește foarte bine. Îmi pregătesc bine. Se ocupă de ei ca lumea. De pierderile au fost peste tot anul ăsta, cam mari, dar... Da. Aia care au rămas, aia au rămas ceva. Au fost de calitate. Mă uitam acum la primii 2 porumbei sosiți, belgianu și o nemțoaică, parcă. Da. Porumbei care... Arată bine. Arată bine. Și la aripă, da. Și la trup. Mai puteau duce kilometri buni în pană. Puteau zbura mai un pic. Da, așa e. Au, drept că au și zburat, că avem în jur de o oră, că nu e mai mult nimic. Da, aproape nimic n-a venit, da. Acasă ce preferai să zbori? Ce categorie de viteză? Viteză de mi-fond, fond maraton, ce-ți place mai mult? Acasă zburam mai mult până la fonduri, că la noi în campionat se zbura cel mult 700 de kilometri. Aveam ultimele 2 de 700. Noi nu am avut distanțe mari, nu am avut porumbei de maraton. De-aia ne-am axat pe porumbei de viteză de mi-fond. Acum un pic am început a le mai lungi. O să te îmbolnăvești și de fond și maraton, o să vezi. Zbolnav de mult, dar siguranță. Nu aveam posibilitatea să le zburăm. Da. Anul trecut cu Nea Ștefan, el cu cușca ducea porumbei Colombodromului, dar în dubă duceam porumbei noștri. Și am zburat toți de acasă, toate etapele, cum a zburat și Colombodromul. I-ai dus pe toți, nu? Toți. N-ai iertat nimic.
Bravo. Care s-au mai pierdut. Avem și veniți. Da, da, așa e. Doar o selecție foarte dură face, altfel, aduce nu, calitate. Altfel nu, porumbe. Așa e. Îl ții pe ăsta că ți-l place, îl ții pe ăla că e frumos, nu? Da, nu, nu se face așa. Nu. Trebuie porumbei, trebuie zburați. Altfel nu, nu faci porumbei. După ce se termine problema asta cu războiul și asta, poate ajung și pe acolo, prin zonă, pe la voi. Da, fi bine. Facem niște filmări, da? Da, fi bine. Suntem în zona noastră, suntem destul de mulți columbofili. Am înțeles că e o zonă columbofilă destul de puternică, în e dezvoltare, nu? Destul de puternică și destul de dificilă. Avem în jurul nostru, tot avem pădure. A, și deci în răpitoare multe. Uliu ne atacă de da, numai. Da. Și ne ia și columbei și bunci. Anul acesta, când am venit încoa, am lăsat în jur de 22 sau 23 de porumbei. Când ne-am spus lui tata și lui cumnatul să-i taie, să-i termine, erau doar 8. Mai rămăseră 8 doar, nu? Da, da, din cui de anul ăsta. Da, a făcut curățenie, Uliu. Da, e curăță. Așa. Și el nu știe care e mai bun, care nu e mai bun. Da. Care... E la rând, nu? E la rând. Îți mulțumesc pentru cuvintele pe care ne le-ai spus, Victor. Te felicit pentru pasiunea columbofilă frumoasă pe care o ai. Mulțumesc. Și îți doresc să te întorci cât mai curând acasă și să practici columbofilia așa cum ți-o dorești tu. Sperăm că da. Adică la maximum așa, da? Da, da. Toate cele bune îți doresc. Mersi. Sănătate, numai bine.